Despre particularitățile principiului economiei de piață în România contemporană, în procesul de tranziție de la socialism la capitalism, încă se nasc controverse. Societatea economiei sociale de piață, cartea lansată astăzi de profesor universitar dr. Ion Tudosescu, lămurește multe dintre necunoscute. Dacă economia naturală și cea de comandă au eșuat, economia de piață a fost mult timp considerată panaceu pentru societate. Ultimele decenii au dovedit însă că nici aceasta nu dă soluții pentru realizarea umană, consideră autorul. Ideea de la care am pornit eu, bazându-mă pe ce s-a scris în literatura, ce se scrie și cât cunosc eu de literatura contemporană, se simte nevoia unei noi societăți, un noi tip de societate. Nu-l denumesc oamenii, unii spun, oarecum cu anume visare, societatea cunoașterii, ca societatea viitorului, fără să se înțeleagă bine ce înseamnă societatea cunoașterii. Eu am considerat, bazându-mă, vă spun, nu pe, numai pe gândirea mea, pe propria mea explicație, că prin societatea viitorului se înțelege o nouă societate a economiei de piață. Deci nu se pune în discuție prezența relațiilor de piață, ci alt mod de a funcționa asemenea relații. Cea de-a doua carte lansată astăzi de editura Fundației România de Mâine este OPI de la Literaturi Compare, autoarei Evstratia Octapoda. Suntem invitați să facem din literatura comparată arta de a face din lectură un act de cunoaștere veselă, o deschidere spre celălalt prin magia verbului. Este o lucrare care se înscrie într-o perspectivă pluridisciplinară și transversală a literaturii comparate. Lucrarea doamnei profesor Evstratia Octapoda cuprinde mai multe arii și domenii și mai mulți scritori ai literaturii moderne și contemporane. Surprizele editurii Fundației România de Mâine nu se opresc aici. Și mâine, prestigioasa instituție are programate lansări de cărți în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest. Mâine vom lansa a treia colecție, Probleme economice fundamentale, și primele două cărți din această colecție, o carte a domnului profesor Zaman și doamnei Marinela Geamănu, și o altă carte a domnului profesor dr. Mircea Coșă.